seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Și iată că acum când începuse să-mi placă, se termină alegerile locale 2020, întârziate cu 4 luni de zile. Se vor ține duminică, 27 septembrie. Toată lumea este în pole position, în block start, mai bine spus. Facem audiență, acum să facem audiență maximă. Și încep să dialogul nostru prin a vă întreba cum stați cu campania, cum ați ajuns, în ce fază sunteți acum? Astăzi a fost penultima zi de campanie. Mâine se încheie o perioadă de aproape o lună de zile în care am luat la pas orașul Petrila, ca să putem ajunge într-un final aproape de cetățeni. Adică am vrut în mod special să îmi prezint echipa, am mers cu oameni în teren, apoi cu pliantele, ca să le înmânăm fiecărui cetățean, și am făcut lucrul acesta împărțind peste 10.000 de pliante în orașul Petrila, tuturor cetățenilor la care am considerat că trebuie să ajungem. Și am considerat că trebuie să ajungem chiar la toți cetățenii orașului Petrila. Sunt convins de asta, știu că v-ați bătut foarte mult prin campania asta și știu că cetățenii au răspuns cu amabilitate la oferta dumneavoastră electorală. Cum vă situați între cei trei principali contracandidați, adică cei trei candidați? Dumneavoastră și cei doi contracandidați, Ilie Păducel și Vasile Jurca. Cum credeți că îi privesc cetățenii pe cei trei candidați în frunte cu dumneavoastră? Nu pot să spun cum îi privesc pe ceilalți, pentru că n-am făcut campanie împreună cu ei. În schimb, eu pot să spun în mod special cum ne-au privit pe noi, pe mine și echipa mea, faptul că într-adevăr a fost o echipă care a muncit foarte mult. Nu, mă referam la ce părere au cetățenii din Petrila despre cei trei candidați. Cu asta bănuiesc că știți, păi, acum, ce vorbește lumea. Eu nu pot să spun părerea despre mine. Părerea despre ceilalți este clară. Unul dintre ei este prea în vârstă ca să mai preia primăria, iar celălalt, un om absent din comunitatea petriliană timp de 4 ani de zile, care nu poate să mai fie absent încă 4 ani. Cam asta este opinia cetățenilor cu care am discutat. Nu are ce să caute la primărie un om care nu îi place să muncească. Bun, sigur că nimeni nu e perfect și dacă putem spune ceva despre cineva, este să aducem și argumente, adică, mă rog. Deci argumentele sunt destul de vaste, faptul că a absentat 4 ani din comunitatea petriliană, asta pot să o spună cetățenii, pentru că au observat că n-a fost prezent, n-a fost activ. Mai mult de atâta, a avut o activitate foarte intensă în ultimele 3 luni de zile, știind că se apropie campania electorală. A început să facă poze, să stropească străzile, să taie gardurile, să tundă frunza la câini, să vopsească drumurile. A avut o activitate, să zic, intensă în ultimele 3 luni de zile, însă cetățeanul dorește să fie activ din momentul când ai preluat mandatul. Cred că e cel mai important lucru pentru cetățean să te vadă în activitate. Mai mult faptul că de-a lungul timpului, în cei 4 ani de zile, nu a fost activ. Dimineața l-așteptau oamenii pentru audiențe și nu venea la, nu-i păsa de oameni să vină să îi chema la primărie și apoi el lipsea. Și mai mult de atâta, modul arogant în care i-a privit pe cetățeni de-a lungul celor 4 ani de zile, faptul că se plimba cu jeepul și
doar deschidea puțin geamul, crăpa geamul și îi întreba pe oameni ce vor. Plus faptul că nu răspundea la telefon, nu răspundea colegilor din primărie, nu răspundea cetățenilor. Astea sunt niște lipsuri pe care un om care conduce urba nu ar trebui să le aibă. Trebuie să fii la dispoziția cetățeanului non-stop. Eu dacă mă suna la 10-11 noaptea, răspundeam la telefon, nu aveam nimic de obiectat. Până la urmă, îți asumi responsabilitatea aceasta de edil al urbei și ești la dispoziția cetățeanului. Dar văd că ați venit cu mulțime de hârtii. Vreau să dezmint câteva aspecte pe care le-a propagat de-a lungul timpului, ca cetățenii să înțeleagă că a alege un om în fruntea orașului este un aspect prioritar. Și dacă în 2016 am făcut echipă cu acest personaj, am crezut că facem o echipă ca să fim în folosul cetățenilor. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat și de aceea am ales să rupem relația și să ne urmăm fiecare drumul nostru. În schimb, sunt câteva lucruri care m-au deranjat. Eu am fost omul care am dorit să lucrăm corect în fața cetățenilor și nu să aducem dezavantaje unor cetățeni. Și aș relua câteva lucruri care sunt scoase în evidență și o parte din cetățeni le cunosc, dar vreau să le readuc aminte cetățenilor că un edil trebuie să fie corect față de toți cetățenii. Eu am spus-o, în jurul primarului s-au coagulat grupuri de interese care au încercat să căpușeze primăria, să căpușeze comunitatea, să prioritizeze găștile de prieteni din jurul lui și nu mi se pare un lucru normal și corect ca să fie privați de anumite aspecte, comunitatea întreagă pentru câteva grupuri de interese. Aș vrea să dezmint un lucru pe care și am și dovada aici legate de ceea ce discutam și în emisiunile trecute legat de aspectul în care a înțeles un primar să ajute investitorii locali. În primul rând, am fost dintotdeauna omul care am stat să meditez în legătură cu ce se poate face pentru a ajuta investitorii locali. În cei 4 ani de zile n-am reușit să aducem decât un singur investitor, să-i spun așa, o firmă nemțească care a deschis o fabricuță de 100 de locuri de muncă. Dar am ajuns la concluzia că e foarte dificil să atragi către Valea Jiului investitori mari care să poată să genereze locuri de muncă. Și atunci m-am axat pe partea locală, am zis să încurajăm partea locală să poată să se dezvolte și odată cu dezvoltarea părții locale, comunitatea se poate dezvolta. Din păcate, primarul a înțeles că mai bine îi dăm deoparte pe cei care sunt cei mai mari, să zic așa, angajatorii din orașul Petrila, ca să facem loc căpușelor care au vrut să ia cu puterea tot ce mai are primăria în patrimoniu. Și aici vorbesc de firma Lovental, care a fost vădită de prioritizarea ajutorului pe care ar fi trebuit să-l ofere primăria orașului Petrila. Și spuneam în emisiunile anterioare, aminteam de lucrul acesta, am fost contrazis de către primar în alte emisiuni pe care domnia sa le-a avut la alte televiziuni,
în care spunea că nu este adevărat ceea ce afirm și că încerc să fac lucrul acesta doar pentru că este campanie electorală. Eu i-am spus-o și cât eram în primărie că nu procedează corect și că lucrurile sunt ilegale. Pentru motivul acesta i s-a întocmit și un dosar penal. Firma Lovental i-a făcut plângere penală pentru faptul că i-a luat abuziv terenul pe care îl avea încă sub contract de închiriere și mai mult de atâta, prin această plângere penală s-a întocmit un dosar penal în care cu siguranță va fi cercetat pentru abuz în serviciu. Însă eu vreau să scot în evidență și aici am adus și dovada cu mine, hârtiile prin care primarul semnează o adresă către firma Lovental și aș vrea ca cetățenii să înțeleagă de ce am fost revoltat și sunt revoltat pentru că atunci când trebuie să ajuți partea locală, mai mult îi încurci sau îi obstrucționezi să se dezvolte. Și aici, în adresa pe care el o adresează firmei, spune așa: vă aducem la procedura de început, așa, vă aducem la cunoștință că pe acest teren, adică pe terenul acela de 491 de metri pătrați pe care el a avut un mare, mare interes, a vădit această firmă care, așa cum am spus, era sub contract. Spune așa: vă aducem la cunoștință că pe acest teren urmează a fi realizat un obiectiv de utilitate publică de către UAT Oraș Petrila, motiv pentru care contractul de închiriere mai sus menționat se prelungește pe o perioadă de 3 luni de zile. În acest sens, vă invităm la Primăria Orașului Petrila pentru semnarea actului adițional. Aș vrea să aduc acest argument în scopul ca cetățeanul să înțeleagă că a încercat să-i păcălească. De fiecare dată când a făcut anumite afirmații, le-a făcut nefondate, pentru că există acte semnate și aici pot să arăt în fața camerei hârtia respectivă în care este semnătura primarului, da? Prin care îngrădește dreptul acestei firme de a mai folosi terenul respectiv, tocmai în ideea că pe acest teren se va construi un obiectiv de utilitate publică. Și la vremea respectivă explicase firme respective: domnule, noi acolo vrem să construim un bloc pentru cetățenii orașului Petrila. Bun. Acum, ca să înțeleagă cetățenii mai bine, după o perioadă de timp au trecut cele 3 luni de zile de contract și bineînțeles că a avut o notificare în care îi se cerea respectos ca la data primirii prezente să procedați la eliberarea terenului ce a făcut obiectul contractului de închiriere. Da? De ce spun lucrul acesta? Pentru că cetățenii care tranzitează zona respectivă observă că la această oră, în loc de obiectiv de utilitate publică, pe acest teren s-a făcut cu totul altceva. Adică s-au făcut niște containere mortoare. Da? În care sunt ținute sicrie și coroane de flori. Deci cam asta a înțeles primarul, obiectivul de utilitate publică. Și îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Terenul a avut un mare interes pentru că el l-a oferit consilierului său. Cred că cetățeanul de rând ar trebui să înțeleagă că în jurul primarului s-au coagulat nenumărate grupuri de interese care au încercat să căpușeze orașul și să acapareze absolut totul. Așa cum am spus, pentru acest fapt este un abuz în serviciu pentru care firma Lovental i-a deschis proces, i-a făcut plângere penală și cu siguranță dosarul este în cercetare. Un alt aspect pe care vreau să-l scot în evidență, legat de modul în care a abuzat de funcția de primar, și la fel i-am atras atenția pentru că este un lucru ilegal, a încercat să și a reușit până la urmă să ia un teren al mămârlanilor,
din zona străzii Lunca, zona fabricii Domplast, unde a oferit spre vânzare acest teren pentru construirea unor garaje. La fel am avertizat că este terenul cetățenilor din zonă și că nu are niciun drept să se atingă acolo, pentru că primăria Petrila nu are acest teren. A făcut-o intenționat, a spus că nu-l interesează, el este primar și că nimeni nu se poate atinge de el. La fel, cetățenii din zonă s-au revoltat și mi-au spus că îi vor face plângere penală pentru treaba aceasta. Faptul că a legat acest teren și l-a intabulat de drumul public este iarăși o absurditate. Un alt aspect pe care vreau să-l scot în legătură cu abuzurile pe care le-a făcut și vreau ca cetățenii să înțeleagă că dacă în 4 ani de zile aleg un primar de genul acesta, probabil că orașul Petrila va fi vândut bucată cu bucată grupurilor de interese. Și așa, nu mai există prea mult teren la dispoziție, dar bineînțeles că orice bucată de teren care a parcelat-o dorește să o vândă acestor grupuri de interese. Mai mult de atâta, un alt abuz pe care l-a făcut și ce m-a deranjat pe mine în aspectul acesta, faptul că în 2016, când am venit în primărie împreună, am spus că nu mai facem angajări la primăria orașului Petrila, pentru că oricum erau foarte mulți oameni angajați și a spus ok, începem să facem reorganizare, a dat vreo 6-7 oameni afară de la pompieri, nu m-am prins atunci de schema pe care vrea să o facă, tocmai în vederea să facă o imagine, să-și facă o imagine publică că dorește reorganizarea instituției publice. Din păcate, i-am dat pe cei 7 oameni afară la momentul respectiv, iar mai târziu, după un an de zile, a început să angajeze din nou. Și a angajat, i-am atras atenția, omule, sunt prea mulți oameni angajați, salariile sunt prea mari, se cheltuie foarte mult cu bugetul local. Nu m-a ascultat și bineînțeles că a început să angajeze la fel oameni pe care se aducă în primărie să facă și mai stufos aparatul administrativ. Dar vreau să spun aici că marea majoritate a oamenilor pe care i-a adus în primărie sunt doar rudele lui. Da? Fini, nași, tot felul de rubedenii pe care le-a angajat la primăria Petrila și bineînțeles că colegii mei din primărie au văzut aspectul acesta și cunosc situația respectivă. Am vrut să prezint câteva aspecte, uitasem un amănunt, inclusiv la societatea Edil Urban, la fel a încercat să angajeze doar oamenii de casă ai lui. Sunt câteva aspecte pe care le-am prezentat cetățenilor, tocmai în vederea de a afla câteva lucruri esențiale pe care trebuie să înțeleagă că un primar nu trebuie să se ocupe cu astfel de lucruri, ci trebuie să se ocupe de partea de gospodărire a orașului și nu de modul abuziv prin care a gestionat situația în cei 4 ani de zile. Vreau să scot în evidență un alt aspect, că din păcate am avut colegi și eu am judecat, ați văzut și în emisiunile trecute, am judecat echipa din care am plecat, tocmai în vederea faptului că aceștia s-au grupat la fel în jurul primarului cu tot felul de interese prin care au încercat să acapareze tot felul de mijloace ale instituției publice și vreau să amintesc aici eu îl consideram un prieten de-al meu, din păcate datorită modului Mișeles prin care a încercat să-și atingă scopurile, m-a deranjat enorm de mult și i-am atras și atenția faptului că n-a gestionat problema bine. Și aici vreau să aduc în atenția cetățenilor candidații independenți care candidează sau au candidat de-a lungul timpului la primărie.
Să știți că toți aceia cărora dumneavoastră cetățenii orașului Petrila le dați voturile ca și candidați independenți, nu au niciun interes pentru dumneavoastră cetățenii. Totul este doar pentru interesul propriu. Și vă rog respectuos să înțelegeți, să analizați că cei care au fost candidați independenți și au venit în fața dumneavoastră ca să vă roage să le oferiți votul, nu și-au urmărit decât interesele proprii. Și aici vreau să scot în evidență faptul că domnul Oros, care a candidat independent în 2016 și a strâns 400 și ceva de voturi din partea dumneavoastră a cetățenilor orașului Petrila, astăzi a devenit, astăzi este în echipa PSD-ului, membru marcant al PSD-ului, prin care vine în fața dumneavoastră și vă roagă din nou insistent să oferiți voturile, să-l susțineți pe actualul primar și să le oferiți votul de încredere, pentru că vor să aibă încă un interes pentru dumneavoastră. Și acum vreau să vă spun care au fost interesele. În primul rând, domnul Oros și-a angajat soția la primărie, nu a fost de ajuns lucrul acesta, și-a angajat cumnatul la primărie și astăzi luptă încă o dată pentru interesele cetățenilor, ca în mandatul următor să mai angajeze încă câteva rude. Vă întreb acum, toate angajările astea până când s-au, adică câte angajări s-au făcut în acest interval de 4 ani de zile, pentru că mi se pare că la primăria orașului Petrila, pentru că mi se pare că acolo sunt mii și mii sau nu știu. 25 de angajări. S-au făcut 25 de angajări? Da. La primăria orașului Petrila în 4 ani de zile. Păi. Și v-am spus, din aceste 25 de angajări, marea majoritate sunt rude ale primarului, adică Fini, Naș, Verișori și așa mai departe. Totuși 25 nu ar fi așa mulți, dacă să este gândit. Într-un aparat administrativ unde sunt 180 de angajați, nu e mult. Vi se pare puțin? Nu, dacă sunt 180 la un oraș ca Petrila, sunt mulți 180. Eu cred că sunt destul de mulți și faptul că i-am solicitat să nu angajeze oameni în mandatul acesta, n-a ascultat și bineînțeles că a trebuit să își plătească câteva polițe electorale prin care au scos în evidență faptul că trebuie angajați acești oameni. Da? Și angajat. În fine, asta vreau să scot în evidență ca cetățenii să înțeleagă că astăzi se perindă pe stradă, pe la ușile lor și le spun tot felul de basme frumoase în care ei vin în fața cetățeanului tocmai în vederea de a mai face ceva pentru următorul mandat, probabil încă vreo două rude să le mai angajeze. Nu este singurul, sunt mult mai mulți acolo care și-au angajat toate neamurile din familie, prin instituțiile publice. Mă deranjează aspectul acesta pentru că era un critic înverșunat al PSD-ului și al primarului Jurca până și-a atins scopul. Când și-a atins scopul, a devenit iubitor față de... La cine vă referiți acum? La domnul Oros. Și a devenit iubitor față de primar și față de Partidul Social Democrat pentru că i-a oferit avantajele. El rămâne prietenul meu pentru că nu vreau să-mi pierd prietenia pentru politică, dar mă deranjează aspectul acesta. Hai să lăsăm la parte pe domnul Oros. Acum un alt candidat care era înverșunat împotriva Partidului Social Democrat și îl numea pe primar un primar de carton și care astăzi este un membru marcant al Partidului Social Democrat, este Gigi Urdia, care la fel a venit în fața cetățenilor în 2016 ca și candidat independent și le-a cerut votul de încredere al cetățenilor. Astăzi vine din partea Partidului Social Democrat să le ceară din nou votul de încredere al cetățenilor din postura de membru al Partidului Social Democrat. Cu ce credeți, dragi cetățeni, că acești oameni vă vor ajuta și vor urmări să vă rezolve interesele dumneavoastră? Asta este întrebarea și aș vrea să vă gândiți dumneavoastră să vă dați răspunsul la această întrebare atunci când puneți ștampila de vot pe buletinul de vot. Da, aș vrea să închei cu subiectul acesta și să atrag atenția încă o dată oamenilor că am ajuns într-o postură și conjunctură exagerată din partea Partidului Social Democrat și a primarului
prin faptul că ne-am coborât atât de mult și s-au înjosit atât de mult datorită politicii pe care o duc, încât au interzis cetățenilor, oamenilor de rând, oamenilor care n-au nimic de a face cu politica, să nu dea like-uri la pozele noastre, să nu acceseze pozele noastre pe Facebook, să nu stea de vorbă cu noi. Atât de mult, să înțelegem, din politica aceasta, suntem în ultima zi de campanie mâine. Da? Se termină și campania electorală, cetățenii vor da girul pentru ca cineva să preia frâiele urbe orașului Petrila, dar atât de mult să te înjosești încât să interziști membrilor tăi de partid să stea de vorbă cu alți contracandidați sau colegi. Am fost colegi în Consiliul Local 4 ani de zile, da? Și astăzi să se întoarcă spatele, să nu vorbească unii cu alții, este inadmisibil ce politică poți să ducă. Faptul că de-a lungul timpului, mă refer în campania electorală, celor 30 de zile, pur și simplu au fost membrii cu care eu m-am întâlnit, membrii ai Partidului Social Democrat, cu care eu m-am întâlnit și au spus: te rog frumos, evită să te întâlnești cu mine pentru că voi avea probleme. Nu se poate, e inadmisibil să faci gesturi de genul acesta. Adică la ce probleme se referă că putea să aibă? Nu știu ce probleme, probabil i-a amenințat că, nu știu, le taie limba, nasul, ochii. Nu pot să cred că asta nu se poate, e inadmisibil să procedezi așa. În glumă, probabil. Să procedezi așa, da? Cred că este important să înțelegem că până la urmă suntem oameni cu toții și modul de socializare dintre noi n-ar trebui să fie dărâmat de barierele politice. Politica, campania electorală trece, noi ne reluăm fiecare activitățile, da? Și cu siguranță fiecare va avea nevoie unul de celălalt, pentru că trăim într-o comunitate. Și cred că suntem o comunitate mică în care ar trebui ca toți să înțelegem că avem nevoie unul de celălalt. Din păcate, unii au înțeles politica greșit. Știu că sunteți un abil politician la nivelul orașului Petrila și am aflat că aveți înțelegeri electorale și cu alte partide, protocoale. Eu am avut discuții și cu celelalte partide. Nu neg faptul că nu am purtat discuții cu fiecare partid în parte și mai mult de atât, cred că este important să porți discuții politice atunci când există o campanie politică și cu celelalte partide. Și prin discuțiile pe care le-am purtat, am avut discuții cu cei de la PMP, cu cei de la UDMR, cu cei de la ALDE, USR, chiar și PNL-ul, am avut discuții cu fiecare dintre ei și am purtat discuțiile acestea, chiar dacă astăzi primarul se laudă că a făcut anumite alianțe cu aceste partide politice, eu vreau să aduc din nou un argument și să-i spun că de fapt i-a păcălit pe toți cetățenii, pentru că dacă s-a pozat cu 2-3 lideri politici de la anumite partide, asta nu înseamnă că a făcut alianță cu capitalul electoral pe care acești lideri îl aveau. Cu siguranță, electoratul acestor partide, PMP, UDMR, ALDE, niciodată nu vor asculta de un lider politic. Ei simpatizau cu partidul pe care doreau să-l voteze. Nu vor fi dirijați de anumiți lideri și eu am un respect deosebit pentru unii lideri politici din anumite partide, pentru că știu că niciodată nu le vor spune colegilor, membrilor sau simpatizanților partidului din care fac ei parte să voteze cu candidatul PSD. Asta nu se va întâmpla niciodată. Acum, și eu dacă aș fi în situația aceasta, n-aș putea să dictez în dreptul niciunui apropiat de al meu să-l îndemn sau să-l forțez sau să văd cu cine votează. E liber să voteze cu cine vrea, până la urmă își alege. Dacă eu nu mai vreau să fiu votat sau partidul din care fac parte, nici măcar nu pot să-l redirecționez în altă parte. Și acum eu aș vrea să și arăt anumite aspecte. Sunt aici câteva protocoale, da, făcute pentru înțelegere cu cei cu care am discutat. Le am aici, toate protocoalele de colaborare, inclusiv cu
Partidul Național Liberal. Ele sunt, au fost pregătite și sunt puse în joc anumite aspecte și înțelegeri pe care noi le-am avut. Cu siguranță, mare majoritatea lor mă vor susține pe mine în această campanie electorală, chiar dacă au făcut publice anumite afirmații unii lideri ai acestor comunități și partide. Eu am discutat cu mare majoritate a celor care erau simpatizanți și votanți ai acestor partide și au spus că nici de cum nu vor urma directiva care li se trasează de la centru, de la județ sau din teritoriu. Ei vor, dacă ei nu vor să mai fie reprezentați în partidele respective, atunci ei se vor îndrepta și mă vor susține pe mine. Și nu am adus cu mine, am o listă întreagă de oameni care mi-au semnat protocoalele și faptul că aceștia mi-au promis solemn că vor fi susținătorii mei. De asta am vrut să arăt și cetățenilor orașului Petrila că, din păcate, nu este sustenabilă treaba cu ce spune liderul, aceea să facă membrul. Da, din câte am înțeles de la dumneavoastră, vă bateți de fapt cu o sticlă, nu cu o persoană, pentru că, sigur, până la urmă, adversarul principal pe care îl aveți este Partidul Social Democrat, nu neapărat primarul în funcție, Vasile. Nu, pentru că știu că nu are atâția simpatizanți în orașul Petrila, știu că mare majoritate vor vota cu Partidul Social Democrat, iar eu vreau să demasc lucrul acesta, pentru că în spatele Partidului Social Democrat este un lider care a preluat președinția interimară a partidului, tocmai în vederea să poată să fie candidatul acestui partid. Și atunci știu că, nefiind iubit de cetățenii orașului Petrila, nu va câștiga prea multe voturi, iar mare majoritatea voturilor care se vor duce de la simpatizanții sau cei care iubesc PSD-ul, clar se vor duce și către persoana primarului. Inevitabil e lucrul acesta, atunci când votez partidul, clar unii dintre oameni vor vota și candidatul. Bun, ce alte aspecte mai puteți să mai aduceți? Da, un alt aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție, ca să vedeți cum au înțeles politica, cum a înțeles primarul politica. Înainte să știm că vine pandemia și că se prelungește această campanie electorală, se prelungesc alegerile, cum a înțeles să facă politica primarul? A adus două tiruri de crembuști în orașul Petrila și a început să le împartă... Înainte de pandemie? Da, înainte de pandemie. A început să le... Nu înainte de pandemie, înainte de a se face alegerile, prin aprilie, să zic așa. Prin aprilie au fost două rânduri, una a fost prin ianuarie și una în aprilie. A adus câteva tiruri de crembu și a început cum, să... Cum le-a adus? Cum le-a cumpărat? Le-a cumpărat dumnealui? Sau? Nu, le-a primit din partea unei firme și a adus să le împartă prin oraș. Au apărut și câteva filmulețe pe internet, pe YouTube, în care primarul cu dusterul primăriei și era în fața camionetei primăriei și angajații primăriei în camionetă, împărțind crembuști și aruncând crembuști prin oraș la cetățeni. Mi s-a părut absurdă și bizară chestia aceasta. Adică nu poți să faci astfel de lucruri, tu ca și primar... Stați că totuși n-am înțeles, cum vine asta? O firmă face cadou primăriei crembuști? Nu primăriei, primarului. I-a făcut cadou primarului crembuști? Da, da. Dar mi se pare bizară chestia. Tu, primar, te cobori la nivelul acela să mergi în fața camionetei plină cu crembuști și să strigi către cetățeni, tot așa, bineînțeles, nu s-a dat jos din duster, geamul deschis la mașină și să faci cu mâna, haide jos să vă dau crembuști. Nu vi se pare anormal
lucrul acesta din partea unui primar. Nu am mai auzit, adică, așa ceva chiar că n-am auzit. Adică până la urmă, bineînțeles, i s-a făcut dosar penal pentru... Deci aveți probe pentru chestia da, asta? Da, adică i s-a făcut dosar penal pentru că în naivitatea lui a crezut că el face un lucru sănătos comunității petrilene. Din păcate, faptul că a fost postat pe YouTube și pe tot felul de rețele, asta a adus un deserviciu și bineînțeles că autoritățile și organele competente s-au autosesizat, în primul rând pentru faptul că am împărțit niște cremvuști neigienic, da, din camioneta primăriei cu care transport gunoaie. Cum erau cremvuști? Erau așa ambalați. Ambalați. Erau ambalați, în vidați. Da, nu e normal să-i arunci într-o camionetă și să-i împrăști prin oraș cetățenilor. Și faptul cum i-am împărțit, adică tu primar te duci să împarți cremvuști, nu? A fost încadrat la infracțiune prin codul penal la articolul 386 la oferirea de bunuri sau foloase în vederea coruperii alegătorului. Dosarul este în cercetare la DNA și cu siguranță după încheierea campaniei electorale vor prelua dosarul și îl vor cerceta. Dar vreau să spun modul în care se manifestă, deci ca să câștigi primăria cu orice preț, te manifesti în tot felul de stiluri. Adică te cobori la nivelul acesta ca să-i cumperi pe oameni cu cremvuri. Și știm că asta este o meteahmă a PSD-ului. Din păcate nu s-a mai lăsat să mai duci făina și uleiul, dar s-au găsit alte soluții să cumperi cetățeanul cu cremvuști. Știți că se spune că îl cumperi pe cetățean cu mic șobere și îți dă votul. În cazul da, nostru cu cremvuști. Dar de data aceasta cu cremvuști. Ei, s-a întâmplat lucrul acesta. Din fericire pentru noi s-au amânat alegerile, da? S-au amânat alegerile datorită pandemiei, nu s-au mai ținut în luna iunie și atunci cetățenii au rămas cu cremvuștii, noi cu pandemia și astăzi cu alegerile locale. Acum, i-aș întreba pe cetățenii cu capul pe umeri, să spun așa, și cu inteligența pe care o au. Cum poți să te înjosești atât de mult să te vinzi sau să-ți vinzi votul pentru un cremvuști? Este inadmisibil. Dragii mei concetățeni, cred că a venit momentul să înțelegem că votul dumneavoastră nu poate să fie cumpărat cu un mic, o bere, un cremvuști sau cu 50 de lei. Se practică lucrurile acestea. Și cred că este important ca dumneavoastră să înțelegeți că indiferent câți prieteni ați avea în Partidul Social Democrat, câte simpatii ați avea pentru primar, să înțelegeți un aspect. Votul dumneavoastră nu este cumpărabil. Votul dumneavoastră este liber și aveți obligația aceasta să mergeți la vot și să punctați candidatul care lucrează în interesul dumneavoastră, fără să vă cumpere cu un cremvuști, un mic sau o bere. Da, sigur, se pot spune multe lucruri acum la final de mandat și dumneavoastră știți cel mai bine ce s-a întâmplat la Petrina în acești 4 ani. Acum că mai avem 10 minute de emisiune, vreau să vă concentrați să finalizați, că aveți multă informație acolo și cred că da, ați avea multe lucruri de spus. Cred că în mare parte am spus cetățenilor, de fapt, am făcut o caracterizare a oamenilor care astăzi, pe stradă, la ușă sau la serviciu, încearcă să-i convingă că merită să le ofere votul. Așa cum v-am spus, cred că ar trebui să analizați fiecare candidat în parte. Cred că ar trebui să analizați candidații la primar, candidații la funcția de consilier, pentru că de-a lungul timpului partidele politice au rotit acești oameni care au avut doar beneficiile lor, nu și ale dumneavoastră. Dacă considerați că merită să fie votați și că v-au adus vreun interes al dumneavoastră în scopurile pe care ei le-au avut, atunci votați.
Dacă i-ați văzut prin cartierele dumneavoastră în mandatele pe care le-au avut, atunci votați. Iar dacă credeți că acești oameni nu și-au adus niciun aport pentru interesul comunității din care faceți parte, atunci depunctați la vot. Mai mult de atâta, trebuie să înțeleagă cetățeanul că partidul politic nu este atât de important. Important sunt oamenii care fac parte din aceste partide politice. Pentru că de multe ori spunem PSD-ul ne-a dat, PSD-ul ne-a făcut, PNL-ul ne-a luat sau nu știu ce a făcut, da? Eu cred că cel mai important lucru este să-i analizați foarte bine pe candidații care astăzi vin înaintea dumneavoastră și vă solicită votul de încredere. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că nu noi mărim pensiile, nu noi tăiem pensiile și salariile. Să înțelegeți că candidații care vin în fața dumneavoastră sunt candidații orașului Petrila, care nu pot să facă legi, ci pot să dea hotărâri ale Consiliului Local. Iar dacă dumneavoastră nu sunteți oamenii care să gândiți inteligent acum la final de campanie, cu siguranță vă veți întâlni în acești 4 ani de zile cu acei consilieri care vor fi lipsă în cartierele dumneavoastră, cu acel primar care vă va da geamul de la mașină puțin jos ca să-i auziți vocea, nu vă va răspunde la telefon și cu siguranță nu-l veți găsi niciodată în primărie când aveți nevoie de el. Cântăriți bine această variantă. Eu am venit înaintea dumneavoastră cu o echipă nouă, o echipă tânără, oameni cu experiență care să-i formăm pentru un nou început în politică. Vrem să facem o politică altfel decât s-a făcut de către marile partide politice și vrem să schimbăm viziunea și optica cetățeanului cu privire la partidul politic. De aceea, îi rog pe cetățeni ca în perioada următoare, când sunt zilele de liniște și când nimeni nu-i mai vizitează pentru ca să le bată la ușă să solicite votul, să stea, să mediteze, să analizeze, să cântărească bine ofertele politice din partea celor care le-au solicitat sprijinul și votul, iar pe data de 27 septembrie, duminică, când sunt alegerile locale, să meargă la vot și cu fruntea sus să voteze candidatul care li se pare lor că este mai competent și mai bun pentru a ocupa fotolul de primar. Bun, am înțeles toate aceste aspecte, domnule Curtean. Acum aș vrea să vă întreb pe final ce veți face în prima zi după ce veți ajunge primar. Deci vă instalați în birou și care este prima zi de... ce o să faceți în prima zi de lucru ca și primar? În primul rând, ceea ce am promis, o reorganizare în aparatul administrativ, în care oamenii, angajații de acolo, să înțeleagă care le este menirea și să-și înțeleagă atribuțiile de serviciu. Trebuie reorganizat sistemul administrativ și, așa cum am spus, vreau să formez un birou de informare al cetățeanului, în care cetățeanul să fie primit la un singur birou, să nu fie plimbat prin toate birourile și să nu-i se rezolve problema, iar toate documentele și actele să fie primite de către un funcționar public în care să îi se poată rezolva problema cetățeanului și la momentul când este solicitat să vină să-și ridice actele și să nu mai stea la cozile din primărie. Un alt aspect, digitalizarea sistemului de plăți pe care îl are primăria Petrila, ca oamenii să-și poată plăti taxele, amenziile de oriunde, de pe telefonul mobil, oriunde s-ar afla. Un alt aspect prioritar este să ne ocupăm de valorificarea fondurilor europene și de proiectele cu finanțare europeană, pentru ca să atragem cât mai mulți bani
pentru comunitatea Petrila ca această comunitate să poată să fie dezvoltată. Și un alt aspect prioritar, rezolvarea imediată a problemelor pe care le-am preluat în această campanie electorală. Sunt probleme pe care eu mi le-am notat și cu siguranță se pot rezolva în primele 2 săptămâni fără nicio problemă. Cam astea ar fi obiectivele în prima fază de la preluarea mandatului. Este clar că sunt câteva aspecte de organizare, în primul rând, în care să-ți formezi o echipă și în Consiliul Local, o majoritate în Consiliul Local și, bineînțeles, că trebuie discutate și aceste aspecte cu oamenii care vor să se implice și să facă treabă pentru comunitatea petrileană. Sunt convins că ați putea fi un foarte bun primar, mai ales că știu că mereu când am venit în primărie la Petrila v-am găsit la treabă și prins în probleme și documente, multe documente pe care le-ați analizat și le-ați rezolvat. Sunt convins și de faptul că lumea vă stimează și vă iubește în Petrila, pentru că multă lume din ce am discutat în orașul dumneavoastră cu cetățenii, multă lume vă apreciază efortul și vă apreciază felul cum v-ați implicat în problemele primăriei. Pe de altă parte, vreau să vă spun că orice funcție de acest gen implică și multă responsabilitate și trebuie să fiți conștient de acest lucru, că veniți într-o zonă în care trebuie multă muncă și multă seriozitate, dar am încredere că o să puteți să faceți față la toate aceste aspecte. Cu siguranță că voi face față pentru că am destulă experiență în actul administrativ și e clar că am și răbdarea necesară pentru că am fost călit de-a lungul timpului să am răbdare cu toți cetățenii Vă rog, care. că suntem pe finalul emisiunii, vă rog într-un minut să sintetizați mesajul de final. Da. Îi rog pe cetățenii orașului Petrila ca în perioada în care ne-au urmărit, ne-au văzut, ne-au analizat sau poate urmează să ne analizeze, pe cei care sunt nehotărâți astăzi să cântărească bine oferta politică pe care Partidul Pro-România a adus-o în fața dumnealor și echipa cu care am pornit la drum. Vă rog mult de tot, dragi cetățeni, cântăriți bine această ofertă politică, pentru că este o ofertă nouă în care oameni noi, apolitici, au venit în fața dumneavoastră să vă solicite susținerea și sprijinul pentru a forma o echipă în Consiliul Local. Împreună cu mine, Dorin Curtean, aș dori ca să încercăm să vă convingem și pe această cale că suntem echipa cea mai bună, cea mai competitivă, cea mai competentă și că merităm din partea dumneavoastră respectul și aprecierea pentru faptul că ne-am angajat, că vom fi o echipă serioasă și că vom avea tot interesul pentru comunitatea petrileană. Dorim ca în perioada următoare să fiți oamenii care ne studiați bine și mai mult de atâta, duminică, când aveți obligația morală și civică să mergeți la vot, să o faceți cu toată încrederea și responsabilitatea și să votați echipa Dorin Curtean și Pro-România. Mulțumesc, domnule Curtean. Doamnelor și domnilor, aici se încheie campania electorală la Capital TV. Până duminică, când ne vom reîntâlni, vă doresc numai bine.